De fapt, pe 13, ei s-au ocupat de mobilizare, așa, și, repet, s-au plecat trenurile pe 13, înțelegeți? Dar mănâncul i-a oprit, deci s-a întârziat puțin, pentru că ultima garnitură, am înțeles că avea 7 vagoane doar. N-au găsit atunci la momentul ăla așa prea mult. Și s-a adunaseră destul de mulți și s-au dus peste primar, peste Wilhelm Kleibel, primarul de un alt prieten al meu care a murit, Dumnezeu să-l ierte, primar de Petroșani. Și din cauza lui Mănâncu, primul tren, repet, a ajuns la 5, pe data de 14, la 5 și o minută. Deci, minerii de București au acționat fără minerii ăștia alți, care trebuia să acționeze împreună. De aia a apărut așa, chiar s-a făcut ulterior o diversiune. Au unii mineri, probabil nu știu dacă știți evenimentul cu țiganii din Ferentar când au ieșit pe unitatea militară împotriva oamenilor, că au zis că sunt mineri acolo. Pentru că au văzut că minerii au intrat în unitate. Dar ăștia intrau, soldații și cadrele, ca să dezbrace de haine. Și au ieșit în ținută de armată și au zis că ăștia sunt mineri, că i-au schimbat hainele, că aiurea. În sfârșit, au fost duși însă într-o unitate, tot așa, câțiva mineri rătăciți. Înțelegeți? Da. Da. Au fost duși pentru că unii le păsau de evenimente ce se întâmpla. Unii au fost cu excursie pe aici, pe București, că n-au fost în viața lor pe București, că au ajuns, s-au mai pierdut dintre ei. Înțelegeți? Da. Lăsând la parte pe aia care au ajuns la polivalentă și erau cu mine. Și de acolo n-au plecat. Că am să vă povestesc un eveniment important. Culmea ironiei, judecător la delegat la Uniune, la Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasburg, este martorul meu. Corneliu Bârsan. Și eu îl citez aici, în acest material. Corneliu Bârsan, care este judecător delegat al României la Curtea Europeană de la Strasburg, a fost unul din martorii mei legat de evenimente, profesorii, care au dat declarație cine au fost minerii care au devastat Liga Studenților și Facultatea de Drept și așa mai departe. Și veți vedea că nu sunt minerii. Deci, am să le iau însă etapizat. Deci, am să vă spun. Deci eu... La momentul, înainte de 89, fiind un anticomunist convins și, repet, pe mine mă țineau pe funcție, mai pentru că eram bun, era minerul. Mi-a uitat și acum, atâtea accidente care ne-au și în Valea Jiului, minerul care cap de strat n-a avut niciodată un accident colectiv. Încă eu, din 78, de când sunt la mina aia, am făcut deschidere pe trei orizonturi și, deci, am făcut meserie, mi-a făcut meseria de miner, n-am făcut ce au făcut alții. Și au avut joc de meserie, sau dea numai cărbune fără să asigure locurile de muncă și să asigure viața minerilor. Eu nu aveam televizor color, Marele Cosmo. Deci pe mine m-a prins lovitura de stat fără televizor color. Aveau toți muncitorii, stahanoviști, toți aveau televizor color, eu nu aveam. De fiecare dată când ceream un drept, eram în drept, fă-te comunist. Era culmea ironiei, era 5% din personalul tehnic doar aveau dreptul să facă comuniști. Toți inginerii, tehnicienii vreau să facă comuniști. Și nu-i făcea. Înțelegeți? Nu-i făcea, că îi făceau muncitori cu prioritate. Pe mine ei vreau să mă facă comuniști și nu vreau eu. Eu, pentru asta n-am luat televizor. V-am spus, am avut primul secretar, știți de ce? Pentru că maica mea, în 87, a avut cancer pe nuclee cerebrale, s-a dus la Timișoara. Și îmi trebuia bon de 20 de litri de benzină și nu mi-au dat decât dacă mă fac comunist, primul secretar. Și atunci m-am dus și mi-am luat eu benzină de la un coleg de-al meu, șofer o vidange din asta la Igor, întâlnirea de gospodărie orșenească acolo, care strângea cu picătura așa și s-a adunat o canistă și i-am cumpărat. Și m-a prins ofițerul de servici de la ăsta, că era stația chiar acolo lângă primărie, cu canista și m-a chemat la ăsta, la virul la primul secretar și păducel m-a luat la întrebări și l-am omorât cu bătaia. Eu, deci iarăși, n-aveam dace, n-aveam drept de nimic. Chiar și m-am mutat, m-am căsătorit, m-am mutat într-un apartament, mi-a dat eu meu un apartament cu două camere
De ce? Că nu se muta nimeni acolo, că erau trei familii de țigani pe scara aia. Și așa am ajuns și eu. Deci m-am căsătorit și nu mi-au dat apartament. În sfârșit. Deci, un lucru la care țineam foarte mult. Era campionatul mondial de fotbal din Italia. Un copil de Valea Giulia era în echipa națională a României. Iar eu eram prieten cu taicăsul. Taicăsul a fost subalternul meu la sectorul 2. Daniel Timofte. Uh-huh. Daniel Dani. Dani Timofte era copilul meu, ca și copilul meu. L-am crescut cu taicăsul odată. Și l-am susținut la fotbal și așa mai departe. Eu, Dani Timofte juca în echipa națională a României. Ba mai mult, culmea ironiei, ne-a și adus acasă din Italia, că a ratat 11 metri. Știți că el a ratat 11 metri, ne-a adus acasă. Că atât de depresat a fost omul de chestia asta, încât și-a făcut și în Petroșani un bar care se numește Penalti, și acum. Penalti se numește. Atunci cu Irlanda. Audem? Cu Irlanda. Da. A ratat 11 metri și ne-a adus acasă. Deci, cum n-aveam televizor color, m-am dus la cel care urma să devină socrul fratelui meu, așa, și ne uitam la televizor undeva lângă stadionul Parângul Onea. Eram chiar la limita dintre Onea și Zgeț, așa. Și eram acolo, ne uitam la televizor. Și la un moment dat, revenind la diversiunea lui Răzvan Teodorescu, se oprește emisiunea pe televiziune. Și atunci, normal, s-a terminat, am zis, obiceiul meu, cum făceam că în pauză aveam de gând, să întreb și eu, dispecerii, ce, dacă sunt probleme în Valea Giulia. Și treia să intre, intram pe Lonea, deci intram pe telefon, că, iarăși, eu n-aveam telefon. Socrul lui fratele meu era unul dintre marii meseriași ai minei Lonea, era cel mai bun în dizele, în locomotive dizele, se spune, din Valea Giulia și, iarăși, el avea televizor color, avea telefon acasă, eu eram inginer șef și n-aveam. Așa. Și dau telefon la mina Lonea și la mina Lonea ajung la dispecer și dispecerul a combinat Kelemen, dispecer, Kelemen Pop și ofițerul Sergiu Bătoroagă. Spun, domne, vină domne la Petroșani, că au plecat minerii la București, domne. Spui, ești nebun, ți-a cine i-a mobilizat? Fii, doi colonei au fost aici peste noi, cu ministrul Burlec, și au început să-i mobilizeze cu Cămărășescu, cu securistul ăla, cu Cămărășescu. Și am nebunit când am auzit. Am plecat la combinat, într-un fel, asta a oprit și ceea ce, pentru că dacă eu nu ajungeam în timp util, ieșeau foarte mulți mineri. Deci așa n-au reușit să ajungă, că spuneau unii, am auzit pe unii, 10.000 de mineri au venit la București. Nu sunt sănătoși la cap. Păi spune procuratura că au fost... Procuratura aici a greșit, că au fost 11 vagoane. Nu a fost. Deci a fost, primul a fost 13 vagoane, al doilea 11 și ultimul a fost doar 7. Deci hai să le luăm. 13, 11, 24, 7, 31. 30 de vagoane. Dacă bagi, poți să bagi în 30 de vagoane 10.000 de oameni? N-ai cum. Păi dacă îi bagi la îngrămădea, 3 ori 6 sunt, ori 60 să-i bagi într-un vagon, da? Sau poftim 100. 30 ori 100, 3.000 de oameni. De unde 10.000? Dar nu sunt, că au fost 1.800, cam atât. Au fost. De ce? Că eu am reușit să ajung la dispecer, am luat radiotelefonul, care m-a auzit toată Valea Jiului, toți dispecerii, toți ofițerii de servici, erau la toate unitățile minerii, și am dat ordin să nu se mai scoată minerii. Și am spus, vă atenționez că în momentul în care vreun miner este scos, vă dau afară de la muncă, desfac contractul de muncă, înțelegi, vă bag în pușcărie. Așa. Le-am spus la director și la liderii mei de sindicat. Atenție ce vă spun, dacă un... Zic, le-am spus că erau la mine, culmea. Eu nu eram, dar dispecerii și liderii erau. Și că m-a informat Bătoroagă, era prietenul meu în sfârșit. Mai puțin avea curaj să vorbească la momentul ăla, că le era frică încă, era frica aia de conducere, îți dai seama, ministrul șefului direct, Burlec acolo. Să-i spui lui ăla, să-l torn pe ăla lui Cosma. Ăsta, Bătoroagă mi-a zis multe lucruri și mi-a spus cum stau lucrurile. Și am oprit, ca mine să fie scos. Și mi-a zis, dispecerii și cu Bătoroagă, că mai sunt niște mineri în față, că nu au ajuns, decât sunt mineri doar în 7 vagoane, și că mai sunt, cei care au rămas sunt în față la
primărie și că vor, au cerut primarului așa vagoane și să meargă la București. Și așa m-am dus acolo. Și nu spun, și eu și Claibel, primarul, am reușit până la urmă, că n-aveam, că în momentul în care București a văzut că eu nu mai scot mineri, n-am mai trimis trenul Băsescu. Așa. E ori, însă, pe mine chiar ai mei mi-au zis, nu încerca să ne oprești, că te călcăm în picioare. Deci am rămas pur și simplu blocat, nu venea. Poftim? De ce? De ce? Pentru că, revenind la ceea ce vă spuneam, Iliescu le-a dat drepturile care le-a dat. Nu? Și s-a spus că, vezi, Doamne, e nevoie de ei la București, că, vezi, Doamne, pe dezinformare, că viața lui Iliescu e în pericol, că, în sfârșit, și Iliescu era tata lor, că nu caută ca televiziune, că n-aveau minerii treabă cu televiziunea. Ei aveau treabă cu tata lor, cu Iliescu, că le-a dat drepturile, nu? Că ei așa-l vede. Ei așa-l vedeau. Ca să-i zic și lui tâmpitul ăla de român, scuzați-mi expresia, în 91. Mă, dacă tu veneai în Petroșani, atunci, la Vulcan, dacă veneai atunci, eu te puneam în fața omului, nu pățeai nimic. Trebuia să vii doar și nu trebuia să faci altceva decât un singur lucru. Să validezi ceea ce eu am semnat cu locuitorul tău, cu cel care era prim viceprim-ministru când el era plecat în Austria, dădea lecții și în Franța dădea lecții de franceză la televizor. Ne dădea lecții la toți de franceză. Așa. Deci eu am ajuns la înțelege guvernul României 91, am semnat un act pe care Roman l-a încălcat. Că l-am și adus ulterior pe Roman, chiar dacă nu mai era prim-ministru, l-am adus în Valea Jiului pe stadion la Vulcan ca să-i arăt că nimeni nu-i face nimic. Și nu i-a făcut nimeni nimic. Deci după ce că ar fi trebuit să-l omoare oameni, după ce s-a întâmplat în 91. Și că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și n-a venit acolo. Și l-am dus pe stadion la Vulcan și n-a pățit nimic. Nimeni nu i-a zis nimic. A discutat cu oamenii, cu minerii, le-a explicat cum stau lucrurile, dar Roman, atunci i-am spus eu, a apărut în melodia aia, știți ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Și trebuia să o cânte, pentru că era vorba de el și pentru că el, de fapt, a fost păcălit atunci de Iliescu, care și acum a făcut jocurile cu cine? Iliescu a făcut jocurile pe ruta Joană, cum îl cheamă pe ăsta, pe președintele la liberali. Crin Antonescu. Deci să nu vă imaginați că jocurile erau făcute de Joane și de Crin Antonescu. Aceiași oameni care în 1991 l-au terminat pe Roma, tot acum s-au luat țeapă de la Băsescu, că a fost mai inteligent Băsescu decât ei, aceiași oameni au organizat acea alianță PSD-PNL. Iescu, Mircea Nescu Chintus. E ori, în 91, Mircea Nescu Chintus cu Iliescu s-a înțeles pe un guvern de largă deschidere națională și i-a promis lui Roman că o să fie prim-ministru și de fapt l-a pus pe Stolojan Chintus. Și atunci Roman a luat țeapă. Dar revenim. Deci eu am oprit atunci venirea, exodul minerilor și către București, în sfârșit. Pe mine însă m-a luat cu forța. Minerii rămași au mers către Găprenul, nu plecase și ne-am îngrămăit acolo câți, nu mulți, dar câțiva au mai încăput, câți au mai încăput în tren cu mine și eu am venit cu forța, am fost azi cu forța la București. Cum era îmbrăcat Cosma? Deci în evenimentele din iunie 90 există, Gian Voinea spunea la un moment dat că sunt în lângă Iliescu, un balcon și așa mai departe. I-am zis, există o singură imagine cu mine în iunie 90. Eu n-am fost acolo, în balcon. Pentru că, acum hai să spun un lucru, s-a zis despre mine că eu eram, a zis Iliescu, pardon, iarăși, o chestie teribilă. A zis Iliescu că, vezi, Doamne, că eu cu minerii să merg în piața Universității, da? Păi știți când am ajuns trenul cu mine? În piața, trenul în gara de nord? Eu nici nu eram în București. La ora 19, la ora 7 seara. Păi nici nu eram în București. Și el vorbea deja să merg eu, el credea că sunt acolo. Și folosea numele meu. Deci eu am venit cu ultimul tren, cu forța, cu cele 7 vagoane. Și de acolo, într-adevăr, am plecat în piața Universității cu ceilalți și am făcut curățenie la modul propriu, în sensul că s-au adunat resturile alea de autobuze arse, în sfârșit și vorba lui Tatulici, s-a plantat panseluțe la Intercontinental, ca s-a făcut minerii, așa.
Și eu eram îmbrăcat civil, așa, cu un sacou. Deci cam cum sunt acum, dar cu un sacou pe mine. Eu n-am fost niciodată îmbrăcat în minier. Ba mai mult, la un moment dat au făcut așa un amalgam de fotografii și imagini din 90 cu 91 și așa mai departe. În 91, da, am fost îmbrăcat mineri și am condus mineri, da, recunosc. I-am dat la București, da, i-am dat la București și pe ideea că s-a ajuns în situația în care s-a ajuns, adică promiți că vine Roma, nu vine, promite că vine delegație, nu vine, promite că ne dă prin radio comunicat că revendicările vor fi aprobate și că încolo dă că nu sunt aprobate. În condiții care, repet încă o dată, eu aveam semnat cu toate autoritățile statului, și cu, deci inclusiv guvernul, și cu liderii mei de sindicat, o hârtie cu Eugen Dijmărescu, că el era la putere atunci, că revendicările mine nu sunt aprobate. Și tu vii și îți faci de cap, pentru că tu te înțelegi cu Iliescu, vezi, Doamne, să iasă guvernul Roma în lovitură de stradă, așa, ca să nu fie schimbat pur și simplu motive politice, că nu mai putea să fie pus la loc. Și a luat țeapă de la Iliescu, că Iliescu e diabolic și l-a păcălit. Deci, eu am ajuns... în piața universității și acolo, între lucrurile pe care le-am făcut cu minerii mei de la Lone, am păzit intercontinentală, pentru că nu s-a intrat în intercontinental. Mi-era teamă că se va intra în intercontinental, așa. Însă, pe zona cealaltă, pe universitate, pe facultate, universitate de arhitectură, au acționat grupuri de securiști, așa, și cum să spun, cunoscători ai zonei. Eu nu vreau să spun acum, o să spun cândva câteva lucruri despre diversiunile care s-au creat. De ce manieră? Acum, opoziția vrea și erau cu toate tunurile pe Mineri și pe Iliescu. Și vrea să făcea tot felul de chestiuni de discreditare a minerilor. Că a spart sediile partidelor, că chestiunile astea. Și de fapt, cei care au făcut-o au fost ei. Eu, de exemplu, dacă vă spun cine a spart sediul la Partidul Național Liberal, să rămâneți blocați. Vreți să vă spun și dacă vreți, vă arăt și eu tine. Dinu Patriciu. Că să primească Mircea Nescu Chintus înapoi în partid. Și am probă. Eu am hârtie scrisă. Dacă vrei, spun și ora. Și spun și persoana cu cine a făcut. A zis Constantinescu. Că vezi, Doamne, minerii au intrat în laboratorul de geologie și au distrus pietre și așa mai departe. Păi vreți să vă spun ce au făcut? Au băgat în ciorap de damă rahat. Căcat, mă scuzați. În sfârșit, ăsta e adevăr, trebuie să spun. Și au, așa, catierii la front cu praștii, au împrușcat cu noroi și au distrus tot. Cine a construit chestia asta? Constantinescu, care era prorector. Vrea să-i spun și martorul care e? Cui care a fost cu el, nu spun nicio problemă, toate la timpul lor. Toate diversiunile erau îndreptate, fiecare făcea ce făcea, ca minerii și dișgasca lui Iliescu împotriva opoziției, opoziția împotriva Rațiu, de exemplu. Pe cine l-a salvat pe Rațiu? Cine a spart? Eu, la lucrurile care eu le-am reușit să le probez, la momentul ăla, și care au fost credibile, au dus la arestarea a trei oameni. De către procuror. Eu i-am predat. Deci, la casa lui Rațiu s-a spart casa și, atenție, să tăia cu oxigen, cu sudor, oxigen și oxigen, safe, din care s-au luat bani. De acolo, valuta. Eu l-am prins din grupul de la Ninoasa, pe Danciu, pe maestru, cu banii în buzunar și l-am predat. Eu l-am predat pe minerul meu. Și a făcut arest, a făcut pușcărie. E cu el, cine a fost conducătorul operațiunii? Un alt miner, îmbrăcat în salopete. Nicolae Ion, colonel la serviciile speciale, care a fost și el condamnat și așa și încă unul, un plutonier major, nu știu cum îl cheamă. Deci, așa, cine l-a salvat pe Rațiu? Că Rațiu spune, declarația lui, că l-a salvat un inginer cu cască albă. Pe vremea mea a fost șeful galeriei la Flocea Florin, șeful galeriei de la Jiu, care purta casca albă. El nu era inginer, dar așa și. El l-a salvat atunci, pe Rațiu, că l-omorau minerii.
Deci sunt multe lucruri de spus. Eu am o scrisoare care mi-a fost adresată în iulie 90 de către un reprezentant, un profesor universitar și un reprezentant pentru drepturile omului din Franța. Acest domn a fost peste tot cu ei, a dormit la facultatea de geografie cu ei, a fost peste tot. Și îmi spune exact, pe ore, pe minute, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, exact. Deci am scrisoarea lui, se vede că cum arată hârtia, de câți ani, de ați ani, 20 de ani, cum arată hârtia, se vede cum e, că e originală. Și acum culmea ironiei, ca să vedeți Dumnezeu. Profesorul universitar era de fapt român. Plecat în Franța de foarte mult timp, Jean Ballot, el de fapt era din Valea Jiului, străbunicul lui a fost miner la mina Lupeni. Înțelegeți? Și el a rămas, zice, aș fi acceptat orice. Dacă era adevărul, spuneam adevărul. Eu cum spun adevărul? De cum să spui tu că minerii au făcut aia, când eu am fost acolo și am văzut și am fost cu ei peste tot? Da. Acum câteva lucruri despre minerii când au ajuns, deci au făcut curățenie la modul propriu, repet. O întrebare pentru mine la care n-am răspuns. Ce căuta Marian Munteanu în universitate? Când știi că vin minerii, nu? Să te caute, să te omoare, cum spunea ei, el, nu? Și spuneau alții. Ce cauți tu? Marian Munteanu pentru mine e o mare nebuloasă. Relația lui cu Măgureanu o bănuiam, dar nu eram sigură de ea. Am devenit sigur de ea în momentul în care a candidat pe listele lui Măgureanu la președinția României. Probabil că Măgureanu l-are la mână. Așa cum Măgureanu, de ce a ajuns Măgureanu, care era pe vremea lui Iliescu, șeful SRI-ului și pe vremea lui Constantinescu? Pardon? De ce a rămas în continuare șeful SRI-ului? Vă spune, sunt lucruri care nu se spun. Sunt lucruri chiar scrisori de amor. Unii oameni erau homosexuali. N-au nimic motiv homosexual. Înțelegeți? Sunt lucruri pe care le știu, pe care nu le știe nimeni. Înțelegeți? Și plus că sunt probe zdrobitoare și legate și de oia și de aia și de aia. Înțelegeți? Dar nu știu. A fost bătut la înțelegere cu ăia de acolo sau a fost bătut la propriu. Adică Marian Munteanu. Pentru că cert este că a fost bătut, că era, a venit la fața mea, că l-am văzut. Era el cu Gheorghiu și încă o fată. Nu știu cum o cheamă pe fată. Era la Intercontinental, repet cu oamenii, că mi-era frică. Era acolo ziaristul de la Munteanu, cum îl cheamă? Nicolae Munteanu. Da. Așa, era la Intercontinental. Și securitatea încerca să intre cu minerii, vezi, Doamne, să-l ia de la Intercontinental. Era la Intercontinental. Și am pus mineri de pază și n-am lăsat să intre nimic îmbrăcat în salopete în Intercontinental. Și l-am spus și la aia de la recepție. Când eram acolo, la un moment dat, a strigat un miner de-al meu că l-au prins pe Bărbosu. Și am auzit, mi-am dat seama cine. Și m-am dus în întâmpinare, i-am luat pe băieții ăștia cu mine și m-am dus în întâmpinare și când am văzut că îl băteau, într-adevăr, îl băteau. Dar nu cred că l-ar fi omorât. Dar l-a bătut bine, l-a bătut rău. Adică adevărul e că de asta îmi devine nebuloasă. Dom'le, a luat bătaie la înțelegere sau a luat bătaie la ăsta? S-ar putea, eu cred totuși că a luat bătaie la propriu, pentru că probabil că nu se înțelesese încă foarte bine cu Iliescu și cu Băgureanu. Dar cert este un lucru pentru care pentru mine este iarăși neclar cum au ajuns buletinele de la Poliția Capitalei celor arestați la Marian Munteanu. Știți chestia asta? Știați? Nu. Vedeți, a fost atacată Poliția Capitalei. Cum a ajuns? Pentru că ulterior Marian Munteanu a predat o parte din buletine. El a predat. Cum a ajuns la el? Cum a ajuns la el? Deci sunt lucruri neclare. Mie să nu spună mie că Poliția Capitalei e devastată de un grup de așa cum ilegale. A venit cu trandafiri așa de-a lui Iliescu și a devastat poliția. Nu se poate. Totuși poliție, armament. Deci iarăși cred că a fost o înțelegere. Că
Să te duci să intri în poliția capitalei, să dai, să arzi actele. Unii vreau să-și ardă actele. Poate chiar Măgureanu vrea să-și ardă actele. Dosarele lor, care le aveau acolo, că a fost atacat și eu o parte din SRI, iarăși. Nu? Din clădirea SRI-ului. Da? Deci e clar că oamenii ce rezolvau problemele cu ocazia privilegiului, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Fac și o glumă. Să dai drumul la deținuții de drept comun, iarăși. Deci de acolo și deci, deci diversiunea asta prea... În sfârșit, dar l-am văzut că era bătut Marian Munteanu și am intervenit, eu și eu, m-am aruncat puțin așa, fără să realizez că nu mă cunoștea chiar toată lumea. Și am intrat să-i opresc, civil fiind, să-i opresc să-l mai bată și am furat-o și eu. Am luat-o și eu câteva. Așa, până au sărit frații fluturași, au zis ăștia, ce faceți buni? Ne bateți liderul. Și atunci ăla l-au lăsat și au fugit. Ăștia care, minerii. Minerii. De unde se știe minerii? L-au scos, am înțeles, din subsolurile de la universitate. Că am discutat cu Gheorghiu și cu fata aia de acolo și mi-a zis că Marian era, bă, el a fost primul care l-a băgat în... Chiar ați urmărit pe net studenta care povestește de care a fost studentă și mai departe și când a auzit că am strigat eu să vină salvarea, ea zice. Deci iată, după ați ani, spune o studentă care a fost acolo, cum am... Și eu da, și am țipat să vină salvarea și asta, nu știam, aveam telefoane mobile ca acum. Să vină salvarea, să leacă, l-am văzut ce hal era săracul bătut. Mi-a fost milă de el. Așa, și eu l-am încărcat cu oamenii mei, l-am băgat în... Da. Și după, i-am păzit prima dată la Havuze, acolo i-am băgat în arteziana aia de la... De... E, după asta, după ce s-a terminat chestiunea de acolo, ne-am retras la polivalentă și la expozițională parte. Eu am, între timp au venit minerii de la Ploiești care erau cu Cernat, unul din lideri de acolo, din Gașca Locodescu, și ei erau la complexul expozițional și noi eram la polivalentul minerii de Valea Jiului. Eu pe ai mei am cantonat acolo și i-am dus, le-am pus cu directorul de acolo ecran, s-au uitat la campionatul de fotbal din Italia, n-aveau ei treabă cu ce se întâmpla pe București. Repet, unii au venit și în excursie. N-a fost în viața lor. Spuneau, ce frumos e București. N-a fost în viața lor în București. Și marele bebe Ivanoviș le aducea apă minerală, salam și de toate, și ciorapi, așa. El era șeful de la magazie. De așa ajung. Ce portarul de la PDSR sau FSN a ajuns, nu știu ce. Ăsta care era cu magazia bebe Ivanoviș a ajuns iar, nu știu ce. Toți au ajuns. Toți. Bine mersi. Au primit darul de la tătucu Iliescu. Și ne-am retras acolo și stăteam la polivalentă și așteptam să plecăm acasă. Că urma să plecăm acasă. Știam că să plecăm acasă. Și la un moment dat mi se spune că vine un grup și îmi spune că minerii din Valea Jiului atacă Facultatea de Drept Liga Studenților. Și am înnebunit că am zis, care mineri din Valea Jiului? Îi pun băieții mei care erau cu mine așa să rămân acolo, eu ca minerii mei să nu se prindă din Valea Jiului, că plec cu mașină de Valea Jiului, am luat o mașină, un aro de la Mina Țebea. Mina Țebea din Țara Moților, care Țebea și Amina aparținea de Valea Jiului. Adică aparținea ca și combinat, ca și organizare industrială. Așa. Și iau aro de la Țebea și mă cu șoferul la Facultatea de Drept. Și acolo, pe scările alea, vedeam coboară, iar și oameni îmbrăcați în salopete, coborau cu tot felul. Primiseră studenții și atunci, mașini de scris, xeroxuri, primiseră... Că așa l-au luat un prost care apare la televizor, în sfârșit, e miner de-al meu, dar asta e, ce să... Nu trebuie... Nu poți să condamni un prost care n-a văzut în viața lui un xerox color. Că la țărăniști i-au dus și la sediu și au luat o hârtie, o monedă națională, așa, o hârtie, au băgat-o prin xerox, așa, și când a văzut ăla cu hârtia că iasă pe xerox tot la fel, ce-a zis, au o mașină de făcut bani. Și ăsta era xerox, n-a văzut în viața lui xerox. Ce să vadă la, dacă n-a văzut xerox în viața lui. Așa. E ori, repet, acolo veneau cu tot felul de documente, cu tot felul de chestii, și le încărcau în autobuze. Erau trei autobuze în curtea aia mare de acolo. Și m-am dus pe acolo și întreb, ce cu voi aici? Ce faceți voi aici? Și cine sunteți voi? Păi este mine la Paroșeni. Zic, domnule,
Bine, și cine inginer șef la... Eu eram inginer șef. Cine inginer șef? Fusese inginer șef. Cine inginer șef la Varoșeni? Și zice, m-am înfuriat, mi-am dat seama că e, sunt cine sunt și am dat o palmă de l-am pus în cap. Zice, va fi și cine sunt eu? Păi nu, eu sunt liderul minerilor din Valea Giului, tâmpiților. Vă spuneți mie că sunteți mineri? Și atunci a venit la mine o persoană care se numește Cuchi Borislavski, care nu era altul decât cumnatul lui Petre Roman, locotenent colonel în armata română, care mi-a și o carte de vizită, m-a luat după cap așa, că eu, culmea ironiei, fusesem prieten cu Petre la început, înainte de a-i surca la capul de, funcția de prim-ministru. Și mă ia după care, zice, Miron, eu sunt cumnatul lui Petrică. Și ce cauți mai aici? Ce faceți aici? Armata devastase Liga Studenților, Facultatea de Drept și ce urma să facă? Urma să intre peste cămine, să intre în regie, peste cămine, studențești, îmbrăcați în salopete. Și ia să uite care-i treaba. Și la el în portbagaj, la mașina lui, avea o mașină din asta mică, nu știu ce tip, în sfârșit. Așa, se încărcau dosare, se încărcau tot felul ce le luaseră de acolo, de la Liga Studenților. Și îi spun, uite care-i treaba. Dacă nu dispari, înțelegi, de aici, atunci vin cu minerii. Și vedem care pe care. Înțelegi? Și spun eu am ordin să execut. Băi, ai înțeles ce spun eu? Fii atent ce spun acum. Dacă nu dispari, înțelegi, mă duc și vin cu minerii. Dacă aflu că te-ai dus peste cămile studențești, că mi-ai zis că trebuie să-i înviare unii studențești, dacă aflu că vin treaba peste cămile studențești, te urmărești, te găsesc și unde te-am găsit, te rup. Înțelegi? Ascultă-mă ce spun. E, a vorbit la telefon cu Petre, cred că, a înțeles, și a zis, i-a dat ori la ordin să se retragă. După asta eu am intrat în facultate. Am intrat la rectorat și m-am întâlnit cu două persoane, care sunt martorii mei, legat de episodul ăsta, pentru evenimentele din iunie 90. Cine erau martorii mei? Nicolae Popa și Cornelius Bursan. Doi profesori de acolo. Unul am înțeles că era prorector, altul prodecan, ceva de genul ăsta. Și am intrat în discuție cu ei și le-am spus, domne, probabil că veți crede că minerii au fost cei care au intrat și au devastat aici, nu sunt mineri. Și eu sunt liderul minerilor din Valea Giului și am venit să văd ce se întâmplă aici și am reușit să-i îndepărtez pe cei care au aici armată. Și i-a zis, Nicolae Popa, da, știu, eu știu, sunt pe Cuchi. Păi, cumnatul Petru Roma, el a venit, ce să facem, asta e. Și zice, mi-a zis, dacă pot să opresc, că vor să intre și asupra căminilor studențe, să opresc. Și a zis, da, mi-am oprit. Le-am spus că să nu atace căminile studențești, că, a zis, doamne, la căminile studențești aveau armament și droguri. Întreaga mișcare din piața universității, eu vedeau o mișcare a drogaților ajunsese, mișcare din piața universității. Pentru că, și chiar transmiteau pe televizor tot felul de chestii, după în corturi și așa mai departe, dar în sfârșit. Deci am oprit intervenția spre căminilor studențești, am vorbit cu profesorii, m-au dus profesorii pe aceea, mi-au arătat tot ce s-a întâmplat acolo. Liga Studenților devastat, că n-am să uit cum erau acolo. Au lăsat numai conservele, au primit să răsărați niște conserve pe afară. Așa, și rest au luat tot. Și după episodul ăsta, m-am retras din nou la Polivalentă. Seara aflăm că Iliescu ne invită pe toți la complexul expozițional. A trebuit să plecăm acolo, am plecat în expozițional. Acolo am mulțit minerilor și liderului lor, Miron Cosma. Înțeles că m-a chemat Iliescu la el și n-am vrut să mă duc lângă el. Lângă el era, o să vedeți dacă vedeți imaginea aia la complexul expozițional, lângă el e Ilinescu îmbrăcat în inginer, consumație de miner. Așa și oamenii lui care erau. Și eu m-am retras așa puțin. A rămas așa, stupefiat de folosește iarăși numele. Și normal că minerii, repet încă o dată, nu-i condamn și n-are nimeni dreptul să-i condamne, pentru că oricine din țara asta ar fi făcut la fel. Și toți au făcut la fel. Și am să vă spun acum. În 2000 a venit Iliescu la putere. Eu am sperat că m-au întrebat unii savanți fără minte, cu ghilimele de rigoare.
din presă și analiști și așa. Dom'le, dar până acum, de ce n-ai spus de Iliescu? Păi cui să-i spun, mă, lui Iliescu, despre Iliescu? Păi nu ați zis mai pe Iliescu președinte? A fost tot Iliescu, pe și cum? Să-i spun lui Iliescu ce a făcut Iliescu? Eu am sperat când a venit Constantinescu că va face ordine. Cu iunie 90 și va fi arestat Iliescu. Eu chiar am crezut că va fi arestat Iliescu, Roma și mai departe. Ei, ori ajunge Constantinescu la putere și mă condamnă pe mine. Și nu pentru iunie 90, ci pentru septembrie 91. Eu aș vrea să spun un lucru extraordinar. Am 98 de ani condamnare date de justiția română. 98! N-am luat o secundă pentru 13-15 iunie 90. N-am avut niciodată calitatea de învinuit sau inculpat. Am fost doar martor. Ei știau că am probe zdrobitoare împotriva lor. Și știau că n-am avut efect niciodată. N-am avea cu ce să mă agați, efectiv. În septembrie 91, da, am condus minerii, da. De acord. În 99, da, am condus minerii, da. S-a văzut care-i praia. Asta e adevărul. Dar știau că n-am avut nicio chestiune cu... În 99, când a venit Constantinescu, am crezut că o să fac ordine. El a anchetat evenimentele. Atunci am adus martori pe acești doi domni profesori. Care au spus, da, Uchi Borislavski, da, au declarat împotriva lui Iliescu și mai departe. Încă o dată repet, deci toate probele erau împotriva lui Iliescu, Roman, Gelvăcan Voiculescu, Chițac, în sfârșit, Măgureanu și așa mai departe, da? Ca să nu vă spun că cu cei de la ProTV când discut acum, știți ce le spun? Și adică de când m-am liberat din pușcărie, cu cei de la ProTV nu discut decât le-am zis, discut cu voi într-o singură condiție, de acum înainte. În condiție care vă puneți aici, cum și-au pus unii golani în Piața Universității, voi vă puneți aici mineri. De ce? Sârbu. Sârbu. Nu l-am inculpat eu pe Sârbu. Eu am dovedit ce a făcut Adrian Sârbu în calitatea lui de ministru în bădirea pieței universității. Și el e pe lista aia, cu minerii. La fel, Cristian Tudor Popescu, șeful presei române, a fost, nu, care vreună cu Corina Dragotescu, în ziarul Adevărul, era împotriva pieței universității și dădea în piața universității. Și i-a făcut, și acum sunt mari susținători ai venit în piața universității și mă acuză pe mine. O altă chestiune. Între timp și profesorul a devenit mineri. Înțelegeți? Adică și alții au devenit mineri. Și Maria Munteanu a devenit miner. Și mineri. Înțelegeți? Care au fost împotriva pieței. Eu nu vorbesc aici de persoane. Eu vorbesc împotriva fenomenului pieței. Piața Universității a fost un fenomen. Pentru mine a fost un fenomen anticomunist. Și așa a rămas și așa va rămâne în inima mea tot timpul. Persoanele însă s-au vândut. Exact cum au spus, s-au vândut minerii lui Iliescu. Da, de acord atunci. Marian Munteanu s-a spălit să-l Măgureanu. A luat, se pare, traficul de armament, e împărat, e nabab. Are o grămadă de bani. I-a dat Iliescu. A venit Iliescu la putere în 2000, pe Nicolae la Popa ce l-a pus? Președintele Curții Supreme de Justiție. Ulterior a devenit președintele în alte curte de casație și justiție. Ca să... A săzut dosarul iunie 90. Pe Corneliu Bârsan ce l-a pus? Judecător delegat la Curtea Europeană de la Strasburg ca să tacă. De Cuchi Borislavski, atașa militar, general de brigadă, domnul Cuchi Borislavski, la Bruxelles a fost, am înțeles. Atașa militar, ceva de genul. La toți le-a dat. Pe toți le-a dat ciolanul ăla, pentru care, repet, minerii au venit la București. Și au venit pentru ciolanașul lor, pentru bucățica lor. Că le-a dat Iliescu drepturile. Și ei, într-adevăr, poate că ar fi de înțeles, pentru că Ceaușescu i-a ținut sub o presiune. Iar represat ani de zile, până în 89, Valea Jiului a fost ținută în teroare. Lucra armata cu noi în mină, era securitate la fiecare mină, era miliție economică la fiecare mină, era partid, era sindicat, era UTC, totul era la mină. La mină erau cabinete, era un etaj unde erau numai nababii de la partid. Deci, hai să zic, și mai ales să repet, nu vreau să-i jignesc, pentru că și eu sunt miner până la urmă, dar, în sfârșit, ca să dea la pat, nu-ți trebuia multă minte. Și atunci acuz niște oameni care au făcut lucruri mult mai insignifiante ca voi, pentru că voi ați trădat. Ei au trădat. Toți acești oameni de care vorbesc au trădat fenomenul respectiv. Ba mai mult, tovarășul Băsescu,
a ajuns președinte. El spune că este împotriva lui Iliescu, că Iliescu a anunțat evenimentele, da? Din iunie 90, da? Bun, de acord cu el. Pe regimul Băsescu, ce i-a făcut lui Iliescu pentru iunie 90? I-a dat începerea urmăririi penale, că vezi, Doamne, nu este militar. Păi eu am luat 61 de ani condamnare pe rechizitoriu militar. Eu sunt militar? Eu am făcut școala la Moscova, la KGB. Deci eu sunt militar, Iliescu nu e militar. Și spune Băsescu, care bineînțeles că spune nu, Iliescu. Deci am spus-o și vă spun și vouă așa, cu un ton averen, știți cum zice mi-a averen. FSN-ul n-a murit, nu m-a pic să o odinit. Dacă voi credeți că FSN-ul din 89, din 90, pardon, nu există și acum, vă înșelați. Tot ei sunt. Tot ei sunt, știți? La ei era chestia aia, obișnuința aia cu schimbarea de cadre. Mai știți, sunt mult mai diabolici. Constantinescu m-a legat pentru Iliescu. Pentru că am cerut demisia lui Iliescu în Parlament, pardon. Băsescu i-a dat nu plubă lui Iliescu. Da. Dom'le, toți... Ca să mai văd și alți clevetitori la televiziune, când îi văd, pur și simplu nu vreau să folosesc frecea lui Constantinescu. Știți ce a zis Constantinescu? Așa. Dar hai să vorbesc pe românii și mie mi-e greață, să înțeles când îi văd. Și vin și vorbesc de Miron Cosma, și vorbesc de mineri, și vorbesc de... Păi ei sunt minerii. Am să fac poporului o listă cu minerii, că din iunie 90 și am să... La 20 de ani am să o public, am să o, dacă o să o vrea, să o publice, că tot ei sunt acolo. Că nu vedeți, televiziunea Antena 1, Securitate. Televiziunea lui Iliescu. Păi Voiculescu e omul Iliescu, cineva, că a fost împreună la putere acolo, comunist. ProTV-ul, cum o să vorbească ei de iunie 90, când șeful lor e inculpat? Și așa mai departe, nu mai vorbesc de toate celelalte. Totul e așa, un mecanism în care ei își rezolvă pe între ei. Un lucru legat de iunie 90, iarăși. Aș vrea să înțelegeți că iarăși o mare diversiune a fost faptul că s-a reușit să se inoculeze poporului și multor oameni așa că în iunie 90 au fost mai mineri. Greșit. Unii din liderii de sindicat de acum și din cei care sunt oameni politici acum, au condus oamenii, într-adevăr, Miron Cosma n-a dus mineri împotriva pieții învețeți. Au dus oamenii din București. Vă întreb și eu cine a dus IMGB-ul? Cine a dus faurul? Pentru că nu zic, eu zic ce tâmpitul de Mircea Dinescu, scuzați-mă cu ghilimele de rioare la tâmpit. E un tâmpit interesant și simpatic, Mircea Dinescu, e prietenul meu. L-am făcut și cetățean de onoare la primăria lui Păducel acolo. Așa. El spunea, IMGB face ordine, un slogan din piața universității. Vă arăt eu, oameni de la FAUR care au intrat la televiziune, deci minerii nu au intrat la televiziune, oameni de la FAUR care vin și spun, mamă, i-am omorât pe ăștia, cum ai zis tu, să-i pe ăștia din piața universității. Cine erau liderii? Cine era liderul la CNSL Frăția? Victor Ciorbea. Prim-ministru al României, premierul Constantinescu. Nu? Cine era pe zona, iarăși, pe partea cealaltă, FAUR și așa mai departe? Cine mai era? Și la șoferi, care au venit iarăși. Mitrea. Hosu. Păi Hosu 91 și-a făcut guvern, nu știți. Eu am primit 61 de ani pentru septembrie 91 și Hosu care și-a făcut guvern cu generalul Militaru, eu am guvernul în care colme eram și eu, ministrul industriilor băgat. Deci Bogdan Hosu, așa, a făcut guvern și au pregătit lovitură de stat împotriva lui ăștia, a fost condamnat pentru subminarea puterii de stat. Cosma a fost condamnat pentru subminarea puterii de stat. Deci, iunie 90, însă, v-am mai spus, are niște lucruri importante. Sunt niște lucruri importante pe care vreau să le mai spun. Am probe pe care am să le scot la 20 de ani. Pare rău că nu pot să vi le prezint, dar o să le vedeți atunci. Nu pot să le prezint pentru că am promis că atunci am să le și mi-am promis mie. La 20 de ani am să le scot. Dacă nu, nu vor fi
scoase de presă public, adică nu vor fi publicate și mai departe, am să scriu eu o carte, chiar dacă nu am banii necesari, sper să reușesc, pentru că așa am și 576 de poezii și mai am și încă vreo 80 ceva pe, așa, pe maculatură, care încă nu le-am scris pe curat, dar am să scriu o carte care să o numi Miron Cozma, adevărul despre mine, din care înveți. Vă voi publica absolut tot, totul. Deci probe evidente și veți vedea atunci cine a spart sediul colo, cine colo, cine a bătut, cine a omorât și așa mai departe și cine a făcut ce a făcut în iunie 90. Toată evoluția și cine sunt minerii care au distrus acel fenomen care părea mea că dacă România atunci și câteodată când mă rog la Dumnezeu, eu sunt... Am ascultat de la părinții mei. Da, Evita, încă nu am terminat. Te sun eu, da? Nu am terminat, te sun eu, da? Pentru că se înregistrează, da. Da, se înregistrează. Bine, bine, te iubesc. Părinții mei erau doi țărani din tineri și frumoși. 19 și 18 ani, cum am făcut pe mine, din județul Bihor. Și s-au luat, erau cei mai buni dansatori din sat. Ei jucau cel mai bine. Chestia interesantă acolo în Bihor, la noi. Femeile se bat pe picioare, știați, ca bărbații. Iați? Ultimul, maică-mea, Dumnezeu să ierte, în 87 a murit. Visul ei a fost, înainte de a muri, ultima ei dorință a fost să mai joace odată sub Hidele. Știți ce e Hidele? E vioara aia care, cu goarnă. Și am dus-o. Vă dați seama, cu cancer pe nuclei cerebral. Am dus-o în Bihor, acolo la noi în sat, și i-am adus să-i cânte la Hidele, pe cine credeți? Pe primul ei drăguț, Ilea Durgalo, cum zice la noi, care cânta la Hidele. Așa. Taică-meu iarăși... Taică-meu o forță a naturii, eu sunt mic, așa, fratele meu, dacă îl vedeți pe fratele meu, seamănă. Eu am moștenit temperamentul tatălui meu, dar fizicul mamei mele, fratele meu invers. Fratele meu e așa, mai mic ca mine cu 5 ani și cu un cap mai mare, e așa, forța naturii însuși. Eori, în sat acolo la noi, de-abia acum, când am fost, am văzut, când m-am liberat din pușcărie, că au băgat așa o fâșie de ciment, cum zic ei țăranii, de acolo drumul țării, aveau 7 km până la drumul țării. Deci era... pământ și noroi și așa mai departe, că s-au dus unii, au crezut că eu sunt măgureanu, că și-a făcut acolo, satul lui acolo, măgureanu. S-au dus la vile, să-mi caute vilele mele, la satul unde m-am născut, i-au zis că acolo... Și a dat Dumnezeu, le-a dat Dumnezeu, știi așa, acolo e un pământ lutos, așa, și le-a dat o ploaie, încât au trebuit să le scoată mașinile, oamenii de acolo, că s-au blocat, țăranii, le-au scos cu bivoli, au tras ca să le scoată mașinile. S-au zis să vadă locul unde am copilărit eu până la 7 ani, într-o casă din aia de chirpici, din pământ din asta lutos, în sfârșit. Vila al Mare, Vila al Cozma. Ori amândoi, repet, nu știau să scrie în alfabeți, dar mi-au inoculat două lucruri, tatăl meu munca și mama mea credința Dumnezeu. Ori, pentru asta, o spun acum cu toată responsabilitatea. Poate că Dumnezeu a făcut să fiu așa, la spiritul meu, dacă eu nu eram credincios, de mult, poate că mureau mulți oameni. Și nu mă refer la oameni, la oamenii ăștia care conduc, politicieni ăștia. Poate că în 77 lămărau pe Ceaușescu, în 91 lămuram pe Iliescu, care era prea, că era un meu, pe Roman și pe tot Parlamentul. Așa. Și poate că vă scăpam de cei care v-au nenorocit ani de zile. Asta a fost șansa lor. Repet. Adică eu... Și eu, în fața conștiinței mele și în fața lui Dumnezeu, și mă rog în fiecare zi, vreți, vă arăt unde mă rog eu dincolo, în dormitor, nu am morți pe conștiință. Adică nu au fost morți care au murit din vina mea. Sau că am dorit eu să moară. E incredibil să vii să spui că Crăinicianu și Frumușanu, știți, studentul din 91, din gura de metrou și doamna Crăinicianu au fost omorâți. Că erau mijlocul minerilor. Când e dovedit științific
că s-a tras în ei cu lansator de grenade lacrimogene de 32 și s-a tras din clădirea guvernului și au fost morți, omorâți de oamenilor romani. Eu am putut să fiu responsabil pentru mineri. Dar roman, că s-a tras în noi, hai să vă spun, am 46 de mineri împușcați cu gloanțe de război, de 7-62, de aici în jos. Păi cum să nu? Eram în stare să atunci să vorba aia, să-l împușc eu pe roman dacă aveam o pușcă. Și am 46 de mineri, nu spune procuratura militară. Eu am expertize balistice pe gloanțe, extrase gloanțe de război, extrase din mineri. Deci au fost împușcați de aici încolo ca să nu moară. Că știau că dacă moare vreun miner e groasă rău. Dar acei doi oameni au fost omorâți și aceia au venit, au scandat cu noi, au fost împotriva guvernului ca și noi și așa mai departe. Și să spui tu că au fost, nu se știe, adică se știe s-a tras de la etajul 3 din clădirea guvernului. Da? Păi și cum nu e nimeni responsabil? Acolo era prim-ministru, era șef de dispozitiv militar, cum adică? Și multe, multe alte lucruri. Eu 99 la Costești. Dacă nu eram credincios, cel puțin aia 3.000 din trupele speciale niște interne mureau. Pentru că au nenorocit oameni. Probabil nu o să vină să credeți, dar la Costești procuratura militară spune că m-a bătut cu 19.946 de milițieni. Îmi pare rău, nu pot să zic polițiști, pentru că o scăpăm de comuniști. O să spun ce să fie polițiști și jandari. 19.946. Ați auzit să moară vreunul? N-a murit unul. Ba mai mult. Eu le-am dat și la soldați, le-am dat apă minerală, le-am dat slănină, le-am dat conserve, le-am dat mâncare și așa mai departe. În condițiile în care, înainte de a veni eu, trupele Baulp, trupele speciale a misiunii interne, au nerocit aproape 1.000 de țărani care venise și ei acolo să vadă ce se întâmplă la baraj, la ordinul prefectului Curcăreanu. Și numai eu știu, atunci am salvat viața lui Curcăneanu, că îl omorau țăranii. Că țăranii, când au văzut că au venit împotriva lor, ei cu sculele lor de bătaie, așa s-au sat acasă. Au luat coase, au luat securi, și-au luat de toate. Au luat furci, topoare și au venit la război. Și numai eu știu cum l-am salvat pielea lui Măgureanu, prefectul de Vâlcea, care îl omorau oamenii dacă nu eram eu atunci. Și, bineînțeles, pe trupele speciale. Că se puneau în genunchi și spuneau Cosman, să nu ne omor Cosman. Iar la Stăinești, mie mi-au omorât oameni. Pentru că n-am vrut să mă bat cu ei. N-am acceptat eu, pentru că minerii nu m-au ascultat și am zis, da, eu nu sunt lași, merg cu voi. Dar i-a prins, unde i-a prins la Stăinești, mi-au murit oameni care sunt mormântați la Stăinești. Nu se știe cine i-a omorât. I-a omorât Cosman și pe aia, pe minerii lui. Deci nu se poate. Deci revenim. Mama mea mi-a inoculat credința în Dumnezeu. Eu la ora asta sunt titor la 6 mănăstiri și 3 catedrale. N-a știut. Am făcut în afara mănăstirilor. Sunt titor. Și eu, plus că am făcut o comună cu 73 de clase, case în Berești, Azlău, după inundațiile din 91 din Bacău. Și uitați unde Cosman are casă. Dar există ceva, mă regretați vreun gest legat de evenimentele din 14-15? Da, de evenimentele din 13-15 iunie, regret faptul că populația Bucureștiului nu a susținut fenomenul așa cum trebuia și dacă atunci se scăpa de cârpa asta caghebistă, care se numește Iliescu, lucrurile stau altfel în România. O spun cu toată mânegea și sunt convins. Eu, repede, reveni la Maria Munteanu. Eu chiar am crezut în omul ăsta. Dacă ar fi fost eu cu minerii să fi susținut pe cineva, îl susțineam pe Marian Munteanu să ajungă președintele țării astea. Pentru că era nou, era venit. Fără să știu ulterior că și el a fost un mic membru de partid pe acolo, mai mare, pe la universitate. În sfârșit. Dar Era altceva. Nu se numea. Chiar și pe Roman îl agrea mai mult. Chiar dacă știți ce a făcut taicăsu. Uh-huh. Știți că taicăsu a fost caghebist și așa ce a făcut. Și a nenorocit oameni. Dar Iliescu vrea scria pe el comunist. Scria pe el. El încă n-a zis că și 94 încă îi mai zicea Anastase, tovarășul Anastase.
E greu să scoți cuvântul din gură așa și mentalitatea și gândirea. Ori, însă, trebuie să recunosc și dacă e să regret, e să regret că nu pe voi că vă sunteți tineri, că a păcălit populația acestei țări legat de acest eveniment, Iliescu. Deci a inoculat unele lucruri împotriva minerilor și împotriva manifestanților din piața universității și iarăși, explicați-mi voi, că eu nu pricep, înțelegeți. Cum e posibil asemenea oameni să-și calce peste mândrie, peste identitate, peste... Cum e posibil Constantinescu, care el spunea că el a deschis balconul la universitate, vă spune că a deschis femeia de servici balconul, că au fost oamenii mei acolo, n-a deschis el. Deci oamenii, eu am 4 oameni, nu spun eu, spune Maria Munteanu, în balconul pieței universității, în permanență aproape, care au registrat, că de acolo am, n-aveam eu camere de filmată, am fotografie, pardon, înregistrat și noi, audio, am niște casete audio de atunci. De asta vă dați seama că mi-am registrat comunicat, că eram nebun când l-am citit Maria Munteanu. Adică asta era poziția noastră, a Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Giurgiu. Și ajung la putere Constantinescu, lăsând la o parte, că m-a băgat pe mine pentru că am cerut demisia lui Iliescu. Dom'le, te-ai dus cu criminalul care te-a omorât în piața universității, cu Roman, la putere, ăla președinte și ăsta președintele Senatului. Păi eu acum am anunțat, intru și eu în politică, mai în glumă, mai serios, spuneam soției mele când ne-am căsătorit acum, printre adevărurile mele, că eu mai am 2 iubite și de curând mi-am luat și o curvă. Deci dacă vrei să te căsătorești cu mine, bine, dacă nu, tu alegi. Și prima mea iubită e muzică. Știți, nu vreau să dau lecția la Petre Roman, dar știți ce spunea, mai am mai citit și eu, zic eu, destul de mult. Și muzica pentru mine a fost un mod de viață, în primul rând, mod de existență, pentru că am câștigat o grămadă de bani, inclusiv în Ceaușescu, așa. Și am avut-o și acolo unde mi-a fost mai greu, la pușcărie chiar, unde n-a putut nici iubita de-a mea să vină. Dar iubita asta a mea, muzica, a fost alături de mine. Știi ce spunea Charles Baudelaire? La muzica avant toujours, la muzica avant et toujours. Muzica înainte a tuturor lucrurilor, muzica înainte și totdeauna. Ăsta e unul din motorile mele legate de muzică. Deci prima e muzica, a doua floarea. Ați văzut aici, eu uitați cum stau și peste tot la mine, chiar dacă am spațiul ăsta, florile sunt pentru mine, e o pasiune, să stau să mă ocup de florile mele și să ascult muzică. Și curva ultima de curând, politica. Da, pentru că politica e o curvă, dar pe care încerc să o educ. Deci am să intru în politică și probabil că atunci ați aflat adevărul. Unii v-au spus da, dreptate și adevăr, alții v-au spus tot felul de povești nemuritoare și obligația mea morală este față de voi, tineret. Și de cei afectați de acolo, inclusiv soția mea, repet, așa, și fratele ei, și, față, și nu în ultimul rând, cu vinovăție, nimeni nu e perfect, cu vinovăția lor, minerii mei. Tine, am avut curaj. Cine ar fi avut curaj? Deci am avut curaj să semnez un act ca lider al Ligii Sindicatelor Minerii în Valea Jiului, nu? Când minerii erau împotriva pieții universității și erau pro-Iliescu, Liga Sindicatelor Minerii în Valea Jiului, deci nu m-am angajat personal, am angajat sindicatul, am dat un comunicat la televiziunea națională și la Marian Munteanu, că minerii nu vin împotriva pieții universității. Deci mi-am asumat această responsabilitate. Cu riscul că puteau, poate că mi-am riscat chiar viața. Ca să nu spun că l-am întrebat pe Marian Munteanu în 2005. Eu eram la Timișoara la copii când am ieșit din pușcărie, el era la București. Cred că este, are realitatea încă transmisia asta televizată. Când l-am întrebat pe Marian Munteanu, spune și mie, te rog. Dacă eu cu minerii mei te-am bătut în 13-15 iunie, 90, cum se spune. De ce în 15 noiembrie 90 la Brașov, repet, 15 noiembrie 90 la Brașov, m-ai îmbrățișat în fața unei săli arhipline, teatrul ăla mare de la
de la Brașov, așa, de două ori m-a îmbrățișat. Deci de două ori m-a îmbrățișat, unde? Pe scenă, în prezidiu, lângă el, eu am stat lângă el în prezidiu. În 90. De ce? Prima dată, deci ce s-a întâmplat în 15 noiembrie la Brașov? La inițiativa 15 noiembrie Brașov, 87, știți? Așa s-a făcut întâlnirea rezistenței române. Așa, la Brașov. Bineînțeles că noi cei din 77 am fost invitați, că nu, în sfârșit. Poate că nu s-a așteptat mult să apară și Cosma, dar cum să vină fără Cosma, când știau toți lupenarii că cine era în spate. Și așa. Și am venit acolo. Și repet, deci după 13-15 iunie, în 15 noiembrie 90, când am luat cuvântul, am spus două lucruri. Unu, da, minerii au fost manipulați de Iliescu. Dar minerii, așa cum am spus, mine nu au multă minte. Voi sunteți deștepți dacă îi acuzați? Mie sunt proști, poftim. Dar voi sunteți deștepți dacă îi acuzați? Și am încercat și l-am explicat cam cum au stat lucrurile. O sală plină s-a ridicat în picioare și m-au aplaudat și m-au îmbrățișat. Și rețineți că acolo era, hai să iau în ordine cu femeile, Ana Blandiana, Șora, care fusese ministru învățământului, Ticu Dumitrescu, Marian Munteanu, părintele Galeriu, Dumnezeu să-l ierte. În sfârșit, Iuga de la televiziune, că Iuga a și înregistrat, Stelian Tănase, care acum iarăși vorbește altfel despre evenimente, văd că are conceptele lui. Poftim? Nu, n-am zis. A, am crezut că e ori. Și am stat în prezidiu ca și conducător al delegației de la Lupeni, lângă Marian Munteanu, lângă Blandiana, așa. Și m-a îmbrățișat Marian Munteanu. Și după aia a recunoscut a doua oară că m-a îmbrățișat. De ce? Pentru că i-am salvat viața în iunie 90. Eu i-am salvat viața. S-a recunoscut și asta a recunoscut. Și a recunoscut, 2005 a recunoscut și a recunoscut iarăși că, da, știe, că a avut în permanență patru mineri în balcon la universitate. De ce în 2005? De ce nu în 90 atunci? Vedeți, lucrurile sunt ciudate, repet, și oamenii sunt ciudați. Mai sunt însă multe lucruri de spus. Ca de exemplu, cum a dus pe mine Măgureanu la arhitectură, să-mi arate că studenții aveau arme. Măgureanu credea că Miron Cosma ăsta e așa, un barbar venit așa din munții Parând de acolo și care n-a văzut în viața lui o pușcă de tir cu aer comprimat. Acolo era sală de sport, studenții aveau pușcă de tir cu aer comprimat și erau arme. Erau arme, nu? Studenții aveau arme. Era cât pe acest să-i dau o palmă. Eram 90, eram într-adevăr puțin mai sălbatic la mine, cum lucrasem cu minerii. Între noi, minerii, mine, în sfârșit, mai erau și războaie din astea, în particular, așa, vorbind, munca fiind destul de dură, este și agresivă. Și, ba, pentru material, ba, pentru una, pentru alta, ne mai ciundăneam acolo între noi, dar când ieșeam afară eram prieteni. Ați văzut, solidaritatea minerească e cunoscută. Însă, dacă un miner pățea ceva, nu pleca toată mina până nu scotea din surpare sau din asta. În sfârșit. Și mai sunt multe, multe alte lucruri, repet, pe care vreau să le arăt. Inclusiv ce s-a întâmplat la televiziune, unde au fost bătuți crunt, aș putea spune, manifestanți în piața Universității, care au avut curaj să ducă la televiziune, să ceară conducerii televiziunii să dea un comunicat al pieței Universității pentru țară, în sfârșit, și așa mai departe. Sunt multe, multe, multe lucruri de spus. Să zic un lucru. Dacă veți ajunge să luați poziția altora, veți constata, lăsăm la parte faptul că se minte angro, așa, înțelegeți? Cred că veți constata chiar o lipsă de respect, înțelegeți, pentru acel fenomen din partea mea. Chiar o lipsă de respect. Vreau să vă zic un lucru. Vedeți, arătați-mi și mie un român care, acum, sunt lipsit de modestie, dar spun adevărul, până la urmă. Un român care ar fi fost în stare să facă ce fac eu. Deci nu mă refer la neapărat la
la evenimente, ci la renunțări. Deci, a fost lovitura de stat a lui Iliescu. Puteam să-mi iau tot felul de vreți să vă spun un lucru, iarăși, că nu vi l-am spus. Iliescu era diabolic. Ceaușescu era mic pentru el. Iliescu vrea să facă garda națională. Eu i-am trebuit să fiu șeful gărzii naționale. E dosar la procuratura militară. Știi ce însemna garda națională? Iliescu era președinte pe viață. Eu eram șeful gărzii naționale. Și eram ca la împărații romani, garda pretoriană. Venea, împușcă-l pe el care barbă. Venea, pac, îl împușcam. Împușcă pe ea care părul ca mare. Pac, înțelegi așa mai. Împușcă pe ea care ochii albaștri. Înțeles? Asta vrea el să facă. Garda pretoriană. El avea în... De asta, când a văzut el că nu merge cu minerii să-i folosească cum ar fi vrut el, el își propusese să ia 100 de mineri de la fiecare mină și gândiți-vă, erau aproape vreo 300.000 de mineri în toată țara după Revoluție. Înțelegeți? Când mai în Valea Jiului erau, știam eu, mineri de supera numai 62.000. Mai în Valea Jiului. Înțelegeți? Și vă dați cât de combinate mai erau. Așa. Deci 100 de mineri la fiecare mină, care erau garda lui. Deci el avea, luase modelul Milosevic. Că l-avea parcan, știți? Uh-huh. Înțelegeți? E. Și eu trebuia să fiu șeful. N-am vrut. Deci am renunțat. Nu spun diplomă de revoluționar. Trebuia să fiu erou, trebuia să vin cu 7-7, trebuia să vin cu revoluția, trebuia să vin. În sfârșit, să iau o grămadă de lucruri. Trebuia să fiu ministru minelor. Trebuia să fiu ministru de intern. Întrebați-l pe Tărăcilă, Doru Tărăcilă. Păi eu trebuia să fiu ministru de intern înaintea lui. Trebuia să fiu. La un moment dat, Rebenciuc mi-a pus harta lumii pe masă, de la guvern, acolo, cu Băcărâiul, să-ți arăt locul unde vreau să fiu ambasador. Ajunsese să-mi dea, Petre Roman îmi dădea în 97.000 de dolari. Eu trebuia să fiu șeful la Pro, la firma Pro. Eu trebuia să fiu director general. Sârbu era juntul meu. 7.000 de dolari, 90? Păi cu 7.000 de dolari, dacă îmi luam numai să vândea pământul cu 10 dolari, la aici, în vorba aia, Herăstrău și asta. Și dacă aveam acolo... Pământul ăla, acum eram împărat, vorba aia, eram bogat, sau pe un salariu pe lună. Cum au făcut toate speculațiile pe care le-au făcut. Dar ce nu mi s-a oferit? Când a venit Constantinescu la putere, mi-a venit, ca să nu spun că Iliescu mersese departe de tot, adică cu mine, așa. Până și Constantinescu. Deci m-a arestat. În momentul în care a ajuns la niște dispute în 99 și venea 2000, și venea anul 2000 și m-a arestat în 99, nu? Și... El preconiza, de fapt, să-l lege pe Iliescu, probabil, și pregăteau dispută împotriva lui. Deci eu arestat pe 17 februarie 1999, rearestat, așa, în noiembrie 99 puteam să, în decembrie 99, nu, noiembrie 99, pardon, trebuia să fiu liber. Mi-a dat grațiere, Constantinescu. Mi-a văzut grațiere, a fost chemat la Procuratura Generală a României și mi-a văzut grațierea. Știe procurorul, nu-i dau numele, toate la timpul lor. Care mi-a dus grațierea semnată de Constantinescu. Cu 18 ani, condamnare, eram liber. Arătați-mi un român care, cum adică să faci 18 ani de pușcărie și să nu accepti, deci chiar nici nu făcusem un an de pușcărie. Să nu fii liber. Eu am refuzat libertatea. Mi-am refuzat libertatea. Constantinescu mi-a cerut doar declarație, care erau declarații care le-a scris holografic, că eu am adus minerii în 90 la ordinul lui Iliescu. Păi cum să fac eu să ne chestia? Și eram liber. Eram grația, mi-a văzut grațiere. Când Iliescu a venit la putere, în 2001 a vrut să mă grațiez. În 2003 a vrut să mă grațieze. Arătați-mi om care ar fi renunțat la libertate din cauza principiilor. Exact cum am început. Eu sunt rocker din 70. Vreau să fiu și primul rocker președinte al țării este. Înțelegeți? Că primul rocker miner a fost declarat de Moțu Pitiș de rocker 94 la primul confest rock că l-am organizat la Petroșani. Deci, iar în 2004 când a văzut tovarășul Iliescu că n-are nicio modalitate de a cădea la pace cu mine, ce a zis măcar și așa nu mai e președinte, hai să a crezut că-l iert, să dea la pace cu mine, m-a grațiat, atenție, fără ca eu să-i fac cerere de grațiere. Avocatul meu, Virelu Dumitrescu, care trăiește, așa, are
Să zic așa, mare pe conștiință chestia asta, dar ți-ai legea, știi? Legea spune că cererea de grațiere poate fi semnată de mine, de o rudă de gradul 1 sau de avocatul tău. Și Iliescu, cum ei erau prieteni cu state veche și ăsta are vreo 25 de ani de procuror pe vremea lui Ceaușescu, așa, l-a chemat și împreună și m-au grațiat. Când am ieșit afară, aduceți-vă aminte, când m-a grațiat în 2004, în 17 decembrie, la poartă la Nava, ce am spus eu în fața presei? În toată presa s-a așteptat să-i mulțumesc domnului Iliescu, tătutcului Iliescu, pentru că m-a grațiat. Ce am zis? Pentru mine Iliescu este o cârpă caghebistă. Și că m-a grațiat din propria inițiativă. A doua zi m-a și luat de la Timișoara. Nici 24 de ore n-am stat acasă și m-a luat. Nu? Deci am făcut cârpă caghebistă. Deci iată, am renunțat și n-am să renunț la principiile, indiferent în ce situație am știut. Mâine ajung președinte României, același om voi fi, repet. Dacă mâine mor, cel puțin cei care m-au cunoscut și cred că poporul ăsta deja, chiar așa, revenind acum, ce regret. Nu m-a întrebat ce satisfacție am. Știați că poporul mi-a făcut baladă care e interzisă? Știați? Știați că s-a scris carte despre mine, Cosma și Minerii, cu 18 balade gen Miorița, care este interzisă? Cum adică interzisă? Pur și simplu, nu tipărește nimeni, nu vrea nimeni. Că e interzis, autoritățile au interzis. Balada lui Cosma a apărut în 1999 și a fost interzisă. Prefectul Curcăneanu de care vă vorbeam. Uitați aici. Ați văzut-o pe asta? A apărut pe casetă. Balada lui Cosma, 99. Evenimentele din 99. Nu, sunt mai multe cântece, dar la prima e balada lui Cosma. Da? Cosma și Minerii. Ați văzut pe piața asta? Sau asta? Nu. Uitați-vă aici, 18 balade gen Miorița. Înțelegeți? Care sunt și sub egida unui profesor universitar. A avut totuși omul curat să... Nu sunt profesor Ioan Măcioiu. Uh-huh. Ați văzut? Da? Și sunt 18 balade gen Miorița. Deci, uitați-le titlurile. La balade. Iarăși, legat de religie, iarăși. S-a spus, ați văzut cartea asta? Asta e scoasă la Mănăstirea Polovraci de mine. Cu oblăduirea episcopului de atunci, Năstor Vornicescu. Ia uite ce scrie aici. Ce scrie aici? Vedeți? Nestor Vornicescu. Uh-huh. Deci care e... Uh-huh. Da? Deci vedeți? Satisfacție. Satisfacție, iarăși, e și faptul că sunteți voi aici. Faptul că vreți să faceți ceva, să aflați adevărul, să spuneți ceva și să... Și v-ați venit la mine, nu? Faptul că sunteți aici. Ați venit, nu? Pentru ce ați venit? Tocmai ca să aflăm adevărul. Nu ați venit să facem cunoștință, știu eu, ca necunoaștere de cauză, să zic așa. Ați venit pentru că sunt cine sunt, nu? Uh-huh. Aia sunt lucruri pe care nu le știți însă, despre Miron Cosma. Indiferent cât de mult s-a strădit Iliescu, sistemul lui politic, în care includ, repet, și pe Constantinescu și pe Băsescu, că sunt tot creațiile lui Iliescu. Indiferent cât de mult s-a strădit mass media lor și mulți alții să mă discrediteze pe mine în exterior, am să spun că iarăși pe care nu le știți, cred. În 2005, în lipsă, că eram la pușcărie, am fost ales, am și fost eliberat ulterior, m-am dus acolo după aceea la Paris la organizație, am fost ales în conducerea Acordului Internațional Muncitorilor. M-a reprezentat fratele meu. Și la Congresul la Madrid, probabil s-a aflat acum, am fost la Madrid în sfârșit după atâția ani, am fost ales, desemnat singurul deținut politic din Europa. Singurul deținut politic din Europa. Deci asta spune deja ceva. În acord internațional muncitorilor sunt 121 de țări. Eu, de exemplu, acum, stau aici
Și nu plec din țară, ba mai mult, ați văzut că n-am fugit la minerii mei din Valea Jiului să, de frică, să mă ascund. Chiar dacă mi-au interzis Petroșani. Pot să mă duc în zona de vest, mai sunt încă 4 orașe unde pot să merg. Și până la urmă, toate evenimentele cu mineri au fost la Lupeni și Vulcan, Lupeni și Vulcan. Deci acolo am voie să merg. Deci pot să merg până la urmă. Am rămas aici ca să-i sfidez, să-i arăt că nu e frică de ei. Uite aici, stau puțin mai în față decât Gigi Becali. Sau chiar la lacul lui. Sunt aici, mi-au interzis în București, sunt în marginea Bucureștiului, ca să zic așa. Ca să le arăt că nu mi-e teamă de ei. Revenind, am fost ales în conducere. În conducerea, deci repet, aș putea pleca de aici, mă, când țară, plec la Paris, în organizație, iau familia și plec acolo, sunt bine, mersi, în Paris, nu? Deci dorește toată lumea să meargă, nu? Am 121 de țări în organizație și sunt unul din cei 5. E președintele, vicepreședintele și mai suntem 3 în prezidiu. Eori, nu plec pentru că nu sunt lași, eu nu fug. Să creadă că m-au învins, să creadă poporul meu că m-au învins. Chiar dacă am mari probleme acum cu organizația, pentru că vor să organizeze congres, au vrut să organizeze, pardon, în februarie, acum congres la Berlin, unde trebuiau să mă aleagă președinte, am înțeles, pentru că sunt singurul lider de sindicat la ora asta în lume, care am făcut atâția ani de pușcărie. Nimeni n-a făcut, ca lider sindical vorbesc, nu ca om politici. Ați ani de pușcărie, câți am făcut eu. Chiar o să revin la o altă organizație și am să spun mai multe. Deci, numai să vă duc să vizitez 121 de țări și să ce ne multe. Dacă vreți, odată veniți să vă arăt, să vedeți susținere internațională pentru mine. Nu se știe, că nu s-a spus. În România, pentru mine, s-a făcut meeting la Paris. S-a făcut meeting și congres la San Francisco. S-a făcut meeting și congres la Chișinău. S-a făcut la Moscova. Nu mai spun iarăși că în toate celelalte țări au susținere, până și în Anglia, de la Partidul Laburist, vă arăt scrisoare, la 43 de lideri laburiști. Nu vă spun ce a pățit Băsescu în Parlamentul Elen, când eu eram în pușcărie, la aderare, cu președintele Greciei, cu șeful Parlamentului acolo, cu președintele Bulgariei și prim-ministru al Bulgariei. Ce a pățit în Parlament Băsescu din cauza mea. Ce a pățit Băsescu în Parlamentul European din cauza mea. Lucruri care nu se spun. De asemenea, nu se spune despre faptul că pentru mine s-a dat, deci pentru România, pardon, s-a dat o rezoluție în 4 puncte. Guvernul României are la ora asta la Biroul Internațional al Muncii la Geneva, la Națiunile Unite, unde și eu am fost reprezentantul României în 93 și 94, când Marele Mitrea, Miron Mitrea, lider de sindicat, spunea despre mine că eu sunt omul Iliescu. El nu e omul Iliescu, eu sunt omul Iliescu. Așa. Eori, acolo Guvernul României are dosarul 2486 pe rezoluția 1, pe care a fost susținută de francezi, de Marc Blondel, mai exact, în pleno Marea Adunării Generale a Națiunilor Unite, unde toate sindicatele am, dacă vreți, odată o să vă arăt Cartea Națiunilor Unite de rezoluții, unde se spune, a venit Jean-Claude Prince, liderul sindicatului în Elveția, la mine, în pușcărie, în 2006, că toate sindicatele de pe planetă m-au declarat numărul 1 în lume. Și curaj, noi nu te-am uitat. Curaj, toate sindicatele de planetă nu te-au uitat. Și 2006. Iar în 2007 s-a dat acea rezoluție, în care se spune la punctul A, rejudecarea dosarelor Miron Cosma, la punctul B, ridicarea interdicțiilor lui Miron Cosma, la punctul C, atenție, anchetă privind tentativele de asasinat împotriva lui Miron Cosma, încă a vrut să mă omoare în pușcărie și în ales, și punctul D, ca... O, să zic așa, ca o consecință, anchetă privind moartea liderului de sindicat Ionel Ciontu. Știți că unul din liderii mei... Da, sunt într-o înregistrare, acum vă rog să reveniți, da? Să rog. Unul din liderii mei, Ionel Ciontu, a fost omorât în spitalul Jilaba. Știați? Unul din liderii arestați, ai mei, a murit. Și pentru asta, cândva Băsescu va fi acuzat, pentru că l-a omorât, efectiv. Cum a încercat și cu mine, dar mai cu mine a fost mai greu. Așa. De asemenea, ce pot să vă spun? Am fost... Ce satisfacție mai mare să ai? Am zis o chestiune puțin mai dramatică. Toți sunteți
Vorbim de dramatism, da? Deci să spun o chestiune, fiica mea face 18 ani acum. La mulți ani și vouă. Și fiul meu pe 13 martie, iar fiica mea pe 30 aprilie. Face 18 ani. Fiica mea, numai pentru a sfida presa din România, legat de neadevărurile care a spus despre tatăl lor, s-a înscris la un concurs național de jurnalist pe țară și l-a câștigat și pe locul întâi pe țară, la 17 ani. Toată presa din România, aia deșteaptă, nu s-a dat seama că e fiică mea. Și știți cum o cheamă pe fiică mea? Mirona Cosma. Era greu. Era greu. Chiar era, cum o cheamă, știu, o doamnă mai vârstă la Realitatea, că Realitatea le-au ținut tabăra lor de liceeni, în sfârșit Realitatea a sponsorizat mai mult, dar în sfârșit și-a prezentat. Și la un moment dat s-a eliberat ultimul meu deținut, ultimul meu lider, pardon, Lupu, la Bârcea. Și doamna respectivă de la Realitate a venit acolo și i-am spus, măi, tu nu de mult, acum o lună, ai prezentat tabăra de jurnalism a elevilor, a liceenilor, palerilor liceeni, așa, din Moldova, și unde ai prezentat locurile 1, 2, 3 acolo. Poți să-mi spui și mie cine a câștigat locul întâi? Și la mine, dar nu mă văd că își trage un lucru. Să nu spuneți. Ce să spun? Păi o cheamă Mirona Cosma. Păi, Mirona Cosma vine la Gheorghe Vasile? Vine la Miron Cosma cumva? Și am zis, da, mă, uite, fiică mea. E fiică mea. Așa, și în sfârșit, i-am și spus, puteți să le dai și tu măcar, fiică mea, măcar o știre de ultimă oră, tot nu s-au prins, sunt totuși fiica de Miron Cosma. Era, i-a spus că vrea să le dea o lecție, să zic așa, și în sfârșit. Dar n-a mai discutat de atunci cu presa și n-a vrut. Au căutat-o, presa, televiziune, i-a discutat. Deci revenim la drama acum. Ca să vedeți ce tărie. În 2005 sunt liberat. S-a constatat că am făcut pușcărie nevinovat, în sfârșit. Și judecătoria, tribunalul Craiova, pardon, m-a pus liber. Știind că am Costeștiu pe rol la Înalta Curte Casației și Justiție, știam că mă duc înapoi la pușcărie, așteptam doar momentul, decizia Înalta Curte Casației și Justiție. N-am spus asta. Toată lumea a știut, gata, m-a liberat. Frații mei, nu le-am spus că mă duc înapoi la pușcărie. Copiii mei, nu le-am spus că o să merg înapoi, nici măcar la iubita mea de atunci, că nu eram cu soția mea de acum. Așa, nu am spus nimănui că eu o să merg din nou la pușcărie. Vă dați seama ce am fost în sufletul meu. Mi-am luat copiii, i-am dus la mare, prima etapă, am zis, mă, câte luni mai stau să măcar să-mi iau copiii, că atâția ani au suferit. Vorba aceea, să lași fata la 5 ani și să o găsești la 16 ani, nu? Deja om în toată, femeie în toată regula. Așa, e o cale lungă. Fiica mea în pușcărie, nu i-am dat voie să vină, pentru că ea e puțin mai sentimentală, are de la mama ei, așa, în sfârșit. Și în toți anii ăștia a venit la mine de 5 ori. Deci în 11 ani de zile i-am dat voie să vină doar de 5 ori la mine. Și atunci când mergea în drum spre mare, să zic, trecea prin București, da. Dar revenind, îi duc la mare, la niște prieteni de-ai mei de acolo, care m-au primit tot timpul cu brațele deschise și nu mi-au cerut un leu. Și între timp știam că trebuie să merg, că mă aștepta organizația la Paris. Și la acei organizații mi-a zis, da, merg cu o singură condiție, mi-au copiii cu mine. Și sigur, au fost de acord. Am mers cu copiii la Paris. A spus acolo, eu intru într-adevăr în întâlniri, în conferințe, în ședințe, în conferințe de presă, etc. Dar copiii mei vreau să fie liberi. Eu aveam mașină cu dispozitiv militar, eram păzit ca președintele Franței, ca să nu zic ca României. Așa, și așa eram eu organizații, cei cinci sunt protejați. Și
Le-au dat o mașină, tot așa cu dispozitiv, și cine credeți că s-a ocupat de copiii mei în perioada asta? Cel mai periculos, poate unul dintre cele mai periculoase sindicate din Europa. Sindicatul studenților din Paris. Ați auzit ce a făcut? Sigur, sigur. Toate mișcările revoluționare. Exact, ale studenților. Mm-hmm. Sindicatul studenților la mine în organizație din Paris. Sindicatul Revoluției studenților au. Sindicatul, în sfârșit, da. Sindicate au și ei. Sindicatul studenților mi-a preluat copiii și i-a dus peste tot, în sfârșit. La 12 ore îi preluau alții, în sfârșit. Dar nu asta vreau să spun. Și asta a fost o chestie care, nu, te încântă. Sunt invitat la Comitetul Internațional contra Represiunii, la Paris. În momentul în care am intrat în prima încăpere, în holul clădirii, trebuia să mă întâlnesc cu președintele, cu Bovea, pe un afișaj mare de tot acolo, era pe ani, așa, de la 73, de la în sfârșit, să vezi acolo, așa, Nelson Mandela. Piața Tiamen cu oamenii de acolo, să vezi Lech Wałęsa, Václav Havel, Gorbaciov și fiica mea cică. La 2005 era un cosmos. Ce satisfacție mai mare vrei să ai? Să-ți vezi numele tatălui tău lângă Nelson Mandela și deja ai spus tot. Pardon. Deci, asta este unul din lucrurile foarte importante. Dar revenim la drama acum. Drama, o adevărată dramă. Fără să-mi dau seama, cum sunt eu câteodată mai eclatant așa, când îmi dau drumul și când vorbesc cu oamenilor, vorbesc cu patos așa, s-a făcut un congres al reprezentanților din țările noastre. Din respect pentru mine, că am venit din pușcărie, în sfârșit. Deci nu congres cu foarte mulți, reprezentanți pe țări. Și bineînțeles că mi-am chemat și copiii la congresul ăla. Și, normal, fiind în prezidiu, am trebuit să iau și eu cuvânt. Și am luat cuvântul. Mi-am făcut eu un speech așa, nu sunt eu mare vorbitor de franceză, dar în sfârșit mai le dibuie și eu și în sfârșit cu un student român de la Paris, așa, care l-am luat pe lângă mine la organizație ca să ajung și eu. Zic că puteam să-mi iau traducător, nu erau probleme, dar mi-am luat un copil care mai mânca și el o pâine la noi acolo, era student român la Paris, mai să-l amăret, l-am luat la organizație și mi-a făcut interviu, plus că era și translator. Îl puneam la căi și mai aveam și eu omul meu de aici, am un băiat de aici care lucrează la radio, care e în organizație la noi, așa, îl mai luam și pe el, pe Florin, dar l-am luat pe studentul ăla și mi-a făcut speech-ul și prima parte am vorbit-o în franceză. De la momentul, în anumit moment, m-am oprit și am spus-o. Din respect pentru poporul meu, permiteți-mi ca cealaltă parte a discursului meu să vorbesc în limba poporului meu. Am fost aplaudat, chestie care nu prea se întâmplă la noi. La noi nu prea suntem comuniștii cu aplauze, cu așa și cu vorbești, îți spui punctul de vedere, te ridici în picioare, te înscrii la cuvânt la președinte și mai departe. Și te duci, nu așa ca la comuniști. Chiar dacă este acordul internațional muncitorilor, să vedeți că sunt și comuniști acolo, dar nu de ai noștri. Așa. Avem și comunici, că avem Partidul Comunist englez, Partidul Comunist grec, pardon. Ce a pățit-o și Partid Comunist care a fost la putere, care și acum e. Sunt două partide în Grecia care sunt puternice. Da. În momentul în care am vorbit în românește, mi-am dat drumul la speech și pe final am spus un lucru, de fapt un adevăr. Fără să-mi dau seama ce efect va avea asupra copiilor mei care erau în sală. Și am spus, cam așa am terminat. Eu știu că acum, plecând de la Paris, mă duc în țară la mine și o să mă duc din nou pușcărie, dar n-am să renunț să lupt pentru cauza muncitorilor. Și în momentul ăla, toată lumea s-a ridicat în picioare și au rămas doi oameni jos, fiul meu cu fiica mea, care au început să plângă. Da. Astea sunt momente care uneori te copleșesc. Și așa e, că am în țară și pe 26 septembrie m-a legat din nou. 2005. S-au mai deșteptat unii, știți ceva acum, vreau să, iarăși, poate să lipsi de modestie, iarăși, dar
Eu, de când am ieșit din pușcărie, nu am făcut altceva decât să dau în Iliescu cu toate tunurile să spun adevărul. Și atunci oamenii au început să-și mai revină. Da. N-am vorbit nu de mult cu Nica Leon, care a fost și la Revoluție și care e ăsta, și care a zis, domne, mie nu vine să cred. Da. Cum? Adică tu așa ai gândit, tu așa ai făcut? Și m-am convins că e așa cum spui tu, pentru că mi-au spus oamenii și am văzut și am auzit și ăsta. Și domne, eu îmi cer scuze. Domne, a venit aici, dar eu cred că a plecat în Canada. Unul din greviști foamei din piața universității a venit aici la mine și a cerut scuze. Domnul Cosma, mă scuzați, sunt un idiot. Eu chiar am crezut. Și știți, când a fost în Canada Iliescu, știți ce a pățit cu ăla care a sărit la el și a aruncat pe el? E, ăla era. Îți am în numele lui aici, unul din greviști. Noi o să încercăm... Care e savant, el spune că e savant cercetător acolo. Și deci nu un prost, să zic, din piața universității. Un om care... Și mulți alții care și-au cerut scuze. Și-au cerut scuze că m-au acuzat în anumite momente. Chiar au fost păcăliți de acest individ. Și oameni inteligenți. Da.